Am revenit cu cea de-a doua parte a emisiunii Se întâmplă la USV, partea în care discutăm cu studenții de la Facultatea de Științe ale Educației. Bună ziua, am să vă rog să vă prezentați pe rând, să ne spuneți câte ceva despre voi, numele, respectiv anul și specializarea. Bună ziua, eu sunt Bianca Gabriela Roman, sunt studentă în anul 3 la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și visul meu dintotdeauna a fost să fiu învățătoare și sper să se concretizeze cât mai rapid. Am să te rog să dai microfonul și colegii tale. Bună ziua, numele meu este Lupăștean Barfă Georgiana Ramona și sunt studentă în anul 2 la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și la fel cum a zis colega mea și eu îmi doresc foarte mult să devin învățătoare. Bună ziua, numele meu este Alina Rotari, sunt studentă în primul an la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și la mine nu a fost așa, nu dintotdeauna mi-am dorit. Am avut mai multe direcții pe care am dorit să le urmez, plecând în Londra și în Scoția, unde am vrut să mă înscriu la universitate și întâmplarea face că pedagogia m-a ales pe mine și mi-a păstrat un loc al meu până m-am hotărât să o aleg și eu pe ea. Alina, am să te rog să păstrezi microfonul. Îmi spuneai că ești în anul întâi. Da. De ce ai ales să vii totuși la Universitatea din Suceava și nu ai ales o altă facultate și respectiv la această specializare? Ce te-a motivat? Eu am terminat liceul în anul 2019 și imediat după terminarea liceului am plecat în Londra, unde am vrut să mă înscriu la universitate. Privindu-se pandemia de COVID, am venit înapoi în România. Am vrut să mă înscriu la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. M-am răzgândit, am plecat în Scoția, unde am vrut să mă înscriu din nou la universitate. S-a întâmplat ceva între timp și am revenit înapoi în România, retrăgându-mă de la universitatea la care am fost înscrisă în Scoția și am ajuns la Suceava, unde nu regret deloc că am ales această universitate, respectiv facultatea și programul de studiu la care sunt. Și dacă aș mai face o altă facultate sau aș continua cu master sau orice altceva, tot la Suceava aș face. Tot la Suceava, Georgiana. Am să te rog să ne spui câteva cuvinte despre cum ai ales tu această facultate și ce te-a determinat să alegi chiar această specializare. Deci pot să zic că am ales această facultate chiar cu sufletul, pentru că eu am studiat la liceu un profil real, matematică-informatică, și nu cred că are legătură neapărat cu domeniul acesta, dar am realizat că am o conexiune foarte bună cu copiii, deoarece am mai dat meditații în liceu, atât pentru vârste preșcolare sau din învățământul primar, și am realizat că am un dar al explicării, al predării, și foarte multă lume mi-a spus că am stofă de învățătoare, că reușesc să mă exprim și aș reuși să mă descurc în acest domeniu. Și astfel am decis să vin aici. Așadar, vrei să urmezi o carieră didactică, să interacționezi cât mai mult cu preșcolarii sau cu elevii? Da. Am să te rog, Bianca, să ne spui dacă lucrezi în momentul de față. De fapt, ne spuneai chiar înainte să începem că lucrezi într-un domeniu destul de asemănător cu ceea ce înseamnă pedagogia. Spune-ne despre ce este vorba. Lucrez în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pe departamentul, pe sectorul de tineret, catehizare și educație pentru viață, unde a rânduit Dumnezeu să lucrez tot cu copiii, să fac exact ce îmi place. Organizăm activități dedicate copiilor din toate mediile, fie ele defavorizate sau nu, și organizăm tabere. Asta facem cu plăcere și am observat că ceea ce am putut să învăț în cei 3 ani de facultate, am reușit cu bucurie să împletesc și să duc acolo și să învăț pe toți cei care îmi trec cumva prin mână tot ceea ce m-au învățat pe mine profesorii și ceea ce am învățat unii de la alții și ceea ce am învățat datorită tuturor experiențelor pe care le-am avut în cei 3 ani de facultate. Îți dorești să continui în acest domeniu sau vrei să urmezi cariera didactică? Cum? Mi-ar plăcea să le pot îmbina pe amândouă. De fapt, sunt sigură că pot să le învin pe amândouă și să fac în continuare și ceea ce ține de tabere și de activități legate de copii, dar și partea legată de
visul meu dintotdeauna, de a fi învățător, de a fi bijutier, ca să zic așa, întotdeauna mi-a plăcut să asociez învățătorul cu un bijutier care șlefuiește. Ți-a fost greu să te integrezi pe piața muncii? Sincer, nu. Pentru că tot ce am învățat aici și tot ceea ce mi-a oferit facultatea și toate oportunitățile oferite de către facultate și toată practica pe care am făcut-o și toate activitățile extrașcolare în care am fost implicată, mi-a oferit încrederea necesară și, șansa să am curajul să duc tot ce pot și să învăț de la tot și să-mi fie ușor. Mulțumesc, Georgiana. Am înțeles că tu ai fost plecată cu Erasmus, cel puțin asta discutam înainte de a începe emisiunea. Unde ai fost și cum ți s-a părut toată această experiență? Acum o lună am participat la un program intensiv, timp de o săptămână, în Bielefeld, în Germania. A fost un proiect bazat pe incluziune și a fost o experiență extraordinară, deoarece eu sunt o persoană puțin mai retrasă, mai timidă și mi-a luat ceva să mă gândesc, să-mi fac curajul de a participa în acest program și mă bucur foarte mult că am reușit să-mi înving această frică și că m-am înscris. A fost foarte bine pentru mine, simt că m-am dezvoltat din acest punct de vedere al exprimării, al vorbitului cu alte persoane. Un alt punct important a fost internaționalizarea. Am cunoscut foarte multe persoane din foarte multe țări, foarte multe naționalități, iar cel mai important instrument a fost limba engleză și mă bucur că am descoperit că pot să comunic și în limba engleză, deoarece credeam că este undeva acolo închisă într-o cămăruță și nu pot să o folosesc. Dar am descoperit că mă descurc și... Ți-a fost dificil pentru început? În primele zile, bine, oricum a durat o săptămână. În prima zi, să zicem, a fost mai greu cu acomodarea cu persoane, pentru că nu cunoșteam absolut pe nimeni. Dar încet, încet am început să mă lipesc de anumite persoane și prin toate activitățile pe care le-am avut, proiectele și grupurile în care am lucrat, am cunoscut foarte multe persoane și am reușit să mă deschid. Și da, a fost foarte frumos și mă bucur că am participat. Alina, am să te rog să ne spui tu dacă vrei să urmezi o carieră didactică. Am înțeles că tu lucrezi deja, însă într-un alt domeniu. Da, eu lucrez momentan, sunt fotograf, dar mai mult în timpul liber, pentru că cea mai mare parte a timpului o dedic facultății, pentru că vreau să fiu cadru didactic și vreau să fiu un cadru didactic bine pregătit. Și mai ales de când, chiar dacă suntem în primul an de studiu, din al doilea semestru se face practică, prima jumătate a semestrului se face practică la grădiniță, fiindcă este dublă specializare, profesor pentru învățământul primar sau profesor pentru învățământul preșcolar, și în a doua parte a semestrului se face practică în învățământul preșcolar și de când merg la practică îmi dau seama și pe ce direcție aș vrea să merg și cât de tare îmi place să lucrez cu copiii. Și îmi doresc să fiu profesor pentru învățământul preșcolar. Tu spuneai că ești în anul întâi. Da. Cum s-a schimbat percepția ta după primul an de studiu comparativ cu liceu? Cum ești în momentul de față? Cum te situezi? Chiar mă gândeam la acest lucru, ce lucruri s-au schimbat în general în gândirea mea. Pot să spun că am învățat foarte multe lucruri pe care probabil nu le-aș fi învățat niciodată dacă nu aș fi venit la această facultate pe care am ales-o. Dar cred că este foarte important să fii și prezent. Adică mie mi se pare că comunicarea este foarte bună cu profesorii, mi se pare că temele nu sunt prea multe. Dacă le faci la timp, dacă ai o autodisciplină, dacă te organizezi, mi se pare că ai foarte multe oportunități să participi la tabere, la voluntariat sau multe altele, dacă te implici, dacă îți dorești să faci acest lucru și dacă ești prezent, desigur, la cursuri și la seminare. Georgiana, am să te rog să-mi spui dacă tu consideri că ar trebui viitorii studenți să dețină anumite calități pentru a se înscrie aici. Uite, Alina îmi spunea ceva de organizare. Care este viziunea ta? Da, deci eu chiar mă bucur că am terminat Mate Info, pentru că profilul ăsta m-a ajutat să devin o persoană foarte logică și organizată. Eu consider că un viitor cadru didactic ar trebui să aibă un cumul de calități, ar trebui
să le aibă pe toate, pentru că un cadru didactic formează și sculptează suflete și trebuie să dețină foarte multe calități, organizare, strategie, trebuie să știe să își construiască orele, trebuie să aibă un suflet bun, să fie înțelegător, iubitor. Contează foarte mult să îmbine logica, partea asta logică, dar și sufletul, să existe o balanță între partea rațională și partea emoțională. Mulțumesc tare mult, Bianca. Dacă ai avea un mesaj pentru viitorii studenți ai acestei facultăți, care ar fi acela? De ce i-ai sfătuit să vină la această facultate? Să-și urmeze în primul rând inima și să fie siguri și convinși că aici găsesc tot sprijinul de care au nevoie și că tot ceea ce oferă facultatea, de la profesori, la program în sine și cu atât mai mult la orele de practică și la activitățile desfășurate în afara acestor ore, fie susținute aici în cadrul facultății, fie la școlile la care facem practică, sunt cel mai bun lucru care li s-ar putea întâmpla vreodată și să ne creadă pe cuvânt. Noi suntem exemplu concret și viu că se poate să-ți îndeplinești visul și se poate aici la noi, la USV și la FSE. Mulțumim tare mult pentru prezența voastră în cadrul emisiunii noastre. Vă dorim succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți în cariera voastră și sperăm să ne mai revedem și cu alte ocazii și poate chiar de ce nu, tot la această emisiune. Vă mulțumim și noi tare mult! Aș vrea să adaug ceva? Sigur că da! Voiam să adaug, îmi cer scuze, Bianca, asta nu înseamnă că nu ai subliniat destul de bine, voiam doar să adaug un lucru care pe mine m-a impresionat foarte tare, dotările care sunt la această universitate, adică nu doar dacă vorbim despre Suceava, nu înseamnă că nu sunt dotări și oportunități, chiar am cu ce să compar, că am fost în mai multe locuri pentru a compara, pornind de la profesorii care au o pregătire de înaltă calitate, și conferă un învățământ superior care ne va ajuta pe viitor. Și vorbim despre dotările campusului care pornesc de la restaurant cu o capacitate foarte mare pentru studenți, bazin de natație, teren de sport interior, exterior, biblioteca universității care este foarte vastă și de care eu mă folosesc foarte mult, inclusiv sala de lectură care pune la dispoziție și publicații speciale pe care poți să le parcurgi, așa că și la USV sunt foarte multe locuri, inclusiv avem cafeneaua universității unde putem să ne petrecem timpul liber și la USV suntem în plină desfășurare și în amploare de a ne dezvolta. Foarte bine ai punctat, Alina. Mai aveți și Casa de Cultură a Studenților? Da, în care da. Vă și puteți... teatru, sigur mi-am adus da. Aminte de teatru, de grupa, de trupa de teatru Fabulinius a universității și foarte multe manifestații care se întâmplă, de exemplu, colinde de Crăciun, invitați speciali, teatru și... multe altele din domeniul artistic. Așadar, facilitățile nu sunt deloc puține, baza materială este și ea una destul de sigur. Bine dezvoltată, așadar studenții au toate motivele să aleagă această universitate și implicit această facultate. Vă mulțumesc sigur. Tare mult! Mulțumim și noi! Continuăm emisiunea noastră și vorbim cu o masterandă din cadrul Facultății de Științe ale Educației. Bună și am să te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine. Bună ziua! Mă numesc Ciuată Valentina. Și sunt student aici la master, la programul de master consilieră școlară și educație emoțională, în anul întâi. În anul întâi, facultatea ai urmat-o tot aici? Nu. Facultatea am absolvit-o la Cluj-Napoca, tot științe ale educației. Și de ce ai ales să vii la Suceava? Am decis cu soțul meu împreună să ne întoarcem în Suceava. Și să dăm o șansă locului de unde am plecat. Și așa am ajuns să mă înscriu aici la master, la Suceava. Ce vrei să faci pe mai departe? Cu siguranță vreau să lucrez cu copiii și vreau să fac cât mai bine și mai eficient și să fiu cât mai aproape de ei și să răspund cât mai bine nevoilor lor.
Presupun că ai făcut și practică. Cum este interacțiunea aceasta cu copiii? Cum ți se pare? E dificil? E minunată. Da? E minunată și mă simt foarte bine în jurul copiilor. Într-adevăr, am făcut recent, am participat pentru practică ca voluntar într-o tabără organizată de Asociația Teona Suceava, Ariana Teona Suceava. Și acolo am avut parte de interacțiune cu copii cu dificultăți și cu nevoi speciale și cu mămicile lor. Am fost înconjurată de copii speciali și m-am bucurat. Și a fost o experiență foarte folositoare și m-am îmbogățit destul de mult după. Că tot veni vorba despre îmbogățire, această facultate vă oferă foarte multe oportunități de a vă dezvolta și inclusiv tot felul de proiecte, de conferințe. Ai fost implicată până acum într-un astfel de proiect? Da, am participat la conferința studențească cu prezența în toamnă, dar pot spune că m-am simțit așa curajul de a mă duce spre partea aceasta de cercetare și a participa mai mult decât un simplu spectator, poate la viitoarele conferințe, dar a fost o oportunitate foarte bună de a descoperi alte tendințe de cercetare și m-am bucurat să văd colegi, poate chiar studenți de vârsta mea, care au această oportunitate de a prezenta, de a-și prezenta lucrarea, de a prezenta ideile și interesele lor. Cum a fost să interacționezi cu specialiști din domeniul tău de activitate? Presupun că ai avut multe de învățat. Așa e, am avut foarte multe de învățat și m-am bucurat foarte mult să particip și să descoper oameni care au interese comune și de la care pot învăța mai multe și să primesc cumva noi direcții spre cercetare și spre... Ce așteptări ai în momentul în care vei ajunge la catedră? Presupun că vor fi și provocări. Așa e. Cum crezi că le vei face față? Așteptarea mea este să reușesc să fiu autentică cu copiii și să răspund autentic nevoilor lor și să mă conectez cu ei emoțional și îmi doresc să pot să manifest acceptarea necondiționată de care am parte de la profesorii mei de aici, de la facultate și de înțelegerea pe care o oferă. Aș vrea să le urmez exemplu. Cum ți se par profesorii, că tot ai menționat de cadrele didactice? Sunt foarte încântată. Chiar sunt foarte încântată și vorbesc destul de des despre ei și despre cursurile la care merg. Simt așa o înțelegere și o deschidere foarte mare din partea lor și mă bucur că oferă cadrul acesta în care poți învăța mai multe, poți descoperi, tot timpul sunt disponibil să te ajute, să înțelegi mai bine, chiar mă simt foarte bine. Ai avea un mesaj pentru viitoarii studenți ai acestei facultăți? Ce recomandări ai avea pentru ei, pentru cei care vor să se înscrie? Eu aș recomanda să se înscrie aici la Suceava. Este o facultate care oferă foarte multe beneficii și oportunități și chiar dacă este într-un oraș mic, simt că are o influență foarte mare și creează și are oportunitatea de a scoate specialiști și profesioniști, cred eu. Îți dorim mult succes în tot ceea ce ți-ai propus tu. Mulțumesc!